limbaj, o să decripteze istoria chiar a sentimentelor de familie. Putem merge un pic mai departe? Deci recunoașteți foarte bine și starea și, deși ele nu sunt întotdeauna similare cu modelul lui Tom Ford, o să vedeți că am scos și detalii, o să vedeți că am foarte perfect executate, dar care mă duc cu mintea anumea costumelor tradiționale din România. Nu știu câți dintre dumneavoastră mai aveți cunoștință de ceea ce înseamnă costumul tradițional, asta înseamnă vizită la muzeu, vizită la în colecțiile unde se găsesc aceste obiecte, pentru că, de regulă, lumea noastră este invadată de o informație care este doar superficială și ceea ce vedeți în seara asta ar fi și o invitație în a căuta și a găsi aceste obiecte minunate care ne înconjoară, nu acolo unde, nu, sau nu neapărat acolo unde ele sunt subiect comercial. Este o dezvoltare, aici este o lecție chiar și înainte, o dezvoltare de semne și simboluri. Este, recunoașteți Jean-Paul Gaultier, inspirat chiar dintr-o, prima poză era inspirată dintr-o poză cu Regina Maria. Este o colecție a lui, 2006. Haine, chiar ușor excentrice, chiar și ce privește hainele normale, totuși recunoaștem o atitudine, recunoaștem niște detalii care, nefiind identice cu originalul, reprezintă și exprimă o stare. O stare care o găsim în istoria noastră, într-un fel sau altul. E foarte interesant că niciunul dintre cei pe care eu îi cunosc din creatorii români, nu fiind foarte valoroși, nu ajung să abstractizeze și totuși să se apropie la nivelul ăsta. Încearcă cumva să facă o combinație între elementele de artă tradițională și cultura mondială și undeva există ceva subiectiv, ceva de acasă, care nu-i lasă să depășească un anumit, un anumit standard, model, tabu, nici nu știu cum să-i spun. Ceilalți se joacă mult mai dezinvolt, sunt mai aproape de noi, pentru că aici îi găsești ceva ce noi avem, deci noi nu mai trebuie să căutăm. Știți, e foarte, foarte interesantă atitudinea care vine din relația cu lumea în care existăm. Colecția Valentină. Este o abstractizare foarte, foarte fină, așa, unor elemente de proporție, de formă, de raport de culoare. Sunt niște țesături făcute special pentru colecțiile acestea. Nu sunt cumpărate de undeva și puse într-o colecție. Le sunt gândite, pentru că Valentina este un mare maestru al textilelor. Am căutat și niște detalii să vedeți cât de e colecția lui Couture, de fapt. Da. E ca o călătorie prin lumea noastră, dar cumva pe altă planetă, nu știu cum. Dar tot mă încearcă foarte multe sentimente, contradictorii în toată povestea asta, pentru că pentru mine hainele sunt într-adevăr un limbaj și limbajul ăsta este foarte clar că undeva, în ceea ce există la noi, există o rețetă de mai bine, de profunzime care o caută și alții, poate că o găsesc mai ușor decât noi, o știm, habar n-am.
dar mă preocupă acest subiect. Mă preocupă modul în care niște oameni care n-au nimic de a face, mulți dintre ei află despre noi cu mare uimire și găsesc totuși aici o sursă și mulți, deci nu unul, nu e o întâmplare. Nu este o, eu știu, un caz izolat. Adică dacă vedeți, găsim de toate. Absolut. Sunt lucruri care sunt duse undeva mai departe, într-un registru care depășește, unele chiar foarte aproape de realitatea noastră. Mă gândesc mereu că lucrurile acestea nu sunt izolate. Este, ce vedeți aici este o colecție a regretatului Alexander McQueen din 2006, Carpathian se cheamă, și n-a fost decât trei poze, dar sunt atât de încărcate de sensuri, fără să fie, nu vorbește doar de România aici, ci de Carpați, dar au niște elemente foarte, foarte, mai degrabă de pe ștergare decât de pe vestimentație. Da. Bine, era un mare, Dumnezeu să-l odihnească, un mare maestru al sensurilor. Am văzut de curând o lucrare în care se-i povestea cum se inspira din gunoaiele, din resturile societății în care trăim, avea panouri întregi cu elemente care îl inspirau și care îl ajutau să gândească, în sensul profund al lucrurilor. Îmi permit un pic să mă opresc aici, pentru că a fost o surpriză foarte interesantă când am început să studiem pe problematica legată de rețele neurale și automate celulare în principiu. Am creat un soft de tip automat, Game of Life, dacă vreți, la care evoluție generează pattern-uri de genul ăsta. Deci, cu alte cuvinte, e ca și când descoperim că, de fapt, anumite structuri mentale, în aranjarea unor geometrii, vedeți cartea lui Baxmeister Fuller, Explorări geometria gândirii, de fapt, creează o stare care se transpune în aceeași geometrie în obiecte de genul ăsta. Deci, obiectele astea sunt cumva arhetipale. Dar arhetipale nu într-o lucru foarte abstract, ci o formă de vizualizare, însă și formii de organizare a minții atunci când atinge un nivel de interacțiune cu Universul. E foarte interesant și mi-aș dori poate cu unii dintre noastre care sunt mai, să zicem, au abilități de programare, să explorăm puțin împreună designul unor forme. De fapt, avem noi o temă legată de pattern generation, nu numai de pattern recognition, pattern generation, din care unele din ele au forme de acestea de o frumusețe extraordinară, dar care în spate înseamnă o funcționare a unor rețele neurale. A, nu spun încă că este o legătură chiar cu partea minții, dar sunt convins că anumite lucruri le vom găsi în diferite părți ale lumii, într-o formă arhetipală, universală, și de fapt noi asta căutăm acum, un invariant de invariant. Un invariant de la specie umană, în principiu, derivat în funcție de limbaj, de cultură, de zonă, pentru a face un salt, dacă vreți, de cunoaștere. Am profitat de ocazie pentru că am fost foarte șocat când am fost la Aspen, de exemplu, la o conferință în Statele Unite. Am intrat într-o zonă în care tot mediul era foarte asemănător cu cel din Poiana Brașov, de la Descurișul la Hainucilor. Aceeași structură de lemn, aceeași structură de, și aceeași structură de ștergare, și uite, parcă de la noi, și de fapt erau din zona astecă, din zona, cum să spun, și când încep să le pui una lângă alta, de seama că sunt din Mexic, de acord. Deci, Thailanda, România, veți găsi acest tip de ordonare, de fapt, a lumii și a Universului, făcând parte componentă individul din această modul acesta de preluare și de ordonare geometrică, mai ales, care este, într-adevăr, una din modalitățile de structurare mentală a Universului, pentru a putea ordona, de fapt, de untricul simțirii și gândirii, ajunge să devină un limbaj universal, mai ales pentru civilizațiile sedentare, pentru civilizațiile vechi, străvechi,
Pentru că sunt câteva aspecte care noi românii le-am păstrat până în veacul 21. Alții le-au pierdut în diverse etape ale evoluției umanității. Limbajele acestea însă rămân în marile familii de simboluri de care ființa are nevoie pentru a se raporta la contextul vital, zic eu, dincolo de timp. Sunt de fapt elementele atemporale, sunt elementele ca și arta care nu au vârstă, dar ele genetic, tocmai pentru că au prezentat o asemenea de lungă evoluție, se pare că omul le poartă cu sine. Eu le mai numesc câteodată reflexe culturale, pentru că vin din lăuntru ființei tale, nu știi rațional să explici de ce, dar simți nevoia ca ele să te gardeze, ele să te însoțească, ele să-ți fie alături și atunci veșmântul își depășește condiția, dacă vreți, funcțională, pragmatică. El devine, în primul rând, interfață a sensibilității sale ca și opera de artă. El devine mai departe expresie a personalității înțeleasă ca simbioză între simțire și gândire, ca valoare, ca ideal, ca modalitate prin care tu, ca parte componentă a unei comunități, ai știut într-o evoluție să lași în urmă o amprentă pe care ceilalți, văzând-o și înțelegând-o, să nu repete ceea ce lumea deja știe. Pe de altă parte, mai este un lucru foarte important, și anume că prin aceste elemente putem să ne dăm seama că, din punct de vedere antropologic, noi suntem un fel de ființe evoluate care, indiferent de zona geografică în care trăim, am avut etape prin care ne-am definit ca, dacă vreți, materie cerușie superioară, capabilă să vorbim dincolo de limbajul verbal, în acest limbaj al simbolurilor, aceeași limbă, de fapt. Aici este, zic eu, partea cea mai valoroasă pe care cultura tradițională, și românească, și astecă, și tailandeză, și scandinavă, știu eu, peruană, și egipteană pe anumite coordonate, ne mutăm dincolo, în Asia, și constatăm că toate aceste mari civilizații, toate aceste vechi civilizații au ceva de spus, nu neapărat în scriere, ci în aceste scriituri care sunt mai importante decât, aș spune eu, limbajul verbal, limbajul care rare ori este, să spunem, expresia trăirii. Aici vorbea foarte frumos Ioana de ceea ce se cheamă nevoia de participare, de trăire, este ceea ce în general în lumea artelor, dar și în cultura tradițională și în costumul popular, se cheamă acea parte de suflet transpusă, brodată, țesută, pictată, sculptată, modelată. Atunci omul, când ia în mână o asemenea piesă, are deodată, în primul rând, o vibrație emoțională înainte de a înțelege de ce robul are coarne, oare are coarne, pentru mine înseamnă linia aceea fânt așa, corn, românul zice, ăsta-i cornul perfecului. Vine un astec și zice, ăsta-i soarele. Mai vine, știu eu, un, să zic, tailandez și ăla zice, ăsta este universul care se mișcă, dinamica. Și de aici fiecare decriptează în aceeași formă geometrică o lume. Veșmântul și costumul tradițional, cred eu, de aceea este foarte important astăzi. De aceea el este o constantă și, dacă vreți, o sursă la care din timp în timp apelăm
Exact cum spunea foarte frumos profesoara Ioana Avram, când omul se află la răspânti, la răscruci, la răscruci nu rutiere, ci în primul rând spirituale, pentru că deseori ne simțim robotizați, ne simțim în galopul ceasului mânați, uneori uităm încotro și simțim nevoia să retrăim senzorial ceea ce sufletul nostru plângește și cere. De aici avem în acest binom permanent față de veșmânt o căutare frenetică. N-avem răbdare. Moda este o căutare frenetică care încearcă să răspundă la această, să zicem, permanent neastâmpăr pe care ființa modernă îl are. Costumul tradițional spunea altceva. El te conectează prin ceea ce trebuie să ai răbdare să descifrezi și fie iertat o anumită percepție, nu o vedere senzorială, ci o vedere care vine să se așeze pe cortex și să spună niște asociații care te trimit la acele daturi, la acele sentimente, la acele idei care îți dau stabilitate, că îți spun de unde vii. Și haina devine mai departe nu numai un metalimbaj care spune despre tine ceea ce Candemir spunea la 1722, că pentru cine își lasă portul și obiceiurile trebuie să moară, trebuie să fie alungat din comunitate, pentru că, de fapt, el fără aceste argumente nu mai poate comunica celorlalți cine este, de unde vine și ce stare. Deci haina devine, din acest punct de vedere, o protecție și devine, în ultima instanță, anumite categorii de costum și o să vă arăt eu care, devin la